Având în vedere că la 1 iulie va începe cea de-a 5-a ediție a programului de granturi Raiffeisen în comunități, cine poate aplica la acest program și, până la urmă, ce pași trebuie urmați pentru a obține o astfel de finanțare? Prima parte, deci perioada în care trebuie depuse propunerile de proiecte, este între 1 iulie și 1 august. După care noi verificăm dacă proiectele respectă criteriile de eligibilitate descrise în regulamentul pe care îl găsiți pe www.raiffeisencomunități.ro. Anunțăm cine s-a calificat în etapa următoare pe 17 august și după aceea, până pe 11 septembrie, avem o selecție în care contează 50% evaluarea noastră internă de către o echipă de câteva zeci de voluntari care au făcut asta și în anii precedenți și 50% votul publicului, votul online al publicului. Deci astea sunt, practic, criteriile de departajare în etapa a doua. În etapa a doua, da. De selecție. Există cumva și o limită, o sumă maximă pe care aceste organizații le pot cere? Anul acesta avem o limită mai mare, avem finanțări de 10.000 de euro, echivalentul în lei. Și sigur, proiectele pot fi mai mari și chiar încurajăm cofinanțarea lor de către comunitățile din care vin proiectele respective. Cui se adresează acest proiect Raiffeisen Comunități? Tuturor organizațiilor care pot beneficia de o sponsorizare conform legii, în principal organizații neguvernamentale. Iarăși, domeniile în care ne dorim să fie proiectele care sunt depuse sunt mai ales din zona de educație financiară, de educație ecologică, și din zona serviciilor sociale și de sănătate. Deci acestea trei ar fi domeniile de predilecție. Și un lucru care cred că ar trebui menționat e acela că e foarte important ca acele organizații care aplică pentru acest program, să obțină finanțarea de la acest program, este acel lucru că trebuie să existe o sucursală în localitatea respectivă de Raiffeisen, dacă am înțeles bine. Nu? Da, ne adresăm comunităților unde suntem noi activi și trebuie să spun că, de exemplu, avem agenții în 210 localități din țară, așa că există, acoperim destul de bine teritoriul. Evident, motivul pentru care am pus această condiție este faptul că noi dorim să fim implicați prin colegii noștri care lucrează acolo și fac parte din comunitate, să fim implicați în aceste proiecte, să știm că ele se întâmplă cu adevărat. Știți că întotdeauna sunt întrebări, domnule, astea sunt proiecte pe hârtie sau sunt proiecte care s-au întâmplat în realitate? Și vrem să putem să spunem, da, s-au întâmplat, le-am văzut cineva din orașul respectiv, care e un coleg sau mai mulți colegi de-ai noștri, au și participat la ele sau măcar au monitorizat ce se întâmplă acolo. Chiar ți-aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne dați câteva exemple, eventual, așa, rapide, despre exemple de succes. Da, sunt foarte multe. Noi considerăm că toate cele care au ajuns în finală și au fost finanțate sunt de succes. Ca să vă dau numai așa o cifră, câteva cifre globale, din toate patru edițiile precedente, am avut 79 de proiecte finanțate din peste 1500 înscrise, deci cu o rată de succes, o concurență mare. Cam 15.000 de beneficiari direcți ai acestor proiecte. Acum, dacă este să dau un exemplu care mie îmi place foarte mult, este un proiect al celor de la o asociație studențească, Voluntari pentru Idei și Proiecte, care
au vrut să facă și au și făcut un proiect de educație antreprenorială pentru studenți. Și sigur că aici este, cum să spun, ceva mai simplu să spunem a avut efect sau nu. Chiar recent mă uitam că 5 dintre cei care au parcurs această adevărată academie de startup-uri au găsit finanțare pentru startup-urile lor. Deci, ideea întregului program este să încercăm ca după ce aceste proiecte se întâmplă, beneficiarii să poată să facă singuri, să-și ia viața în propriile mâini, fie că sunt tineri, copii, persoane cu dizabilități sau orice alte categorii de beneficiari. Să discutăm puțin despre raportul de CSR pe anul 2014 al Raiffeisen. Știu că Raiffeisen a reușit să ajute 260.000 de beneficiari din toată țara, a reușit să-i ajute să ducă o viață mai bună. Puteți să-mi spuneți despre acest raport? Da, el are două părți, raportul. Acesta despre care ați vorbit este partea de investiții comunitare și ce impact social au avut acestea. Într-adevăr, asta este cifra constatată conform unei metodologii internaționale. Și cel mai important lucru este că am reușit, așa cum încercăm și cu programul de granturi, să adunăm în jurul proiectelor pe care le finanțăm și alți finanțatori. Adică unul dintre beneficiile pe care organizațiile le menționează, cele cu care lucrăm, este că au căpătat mai multă vizibilitate în comunitățile lor, că ele însă le-au învățat să facă fundraising mai bine, că alți parteneri, care unii dintre ei sunt, de exemplu, clienții noștri companii din zonele respective, contribuie și ele, a aflat lumea din oraș și contribuie cu ce poate, deci este un rol de facilitator, așa cum de altfel ar și trebui să fie o bancă. Știu că foarte mult s-a pus accentul și anul trecut și cred că din ce în ce de acum încolo ăsta va fi cumva direcția, implicarea băncii pe care o reprezentați a Raiffeisen-ului în tot felul de evenimente culturale. Da? Deci avem Sonoro, mai avem festivalul de teatru la Sibiu, mai avem festivalul Am avut TIF-ul de la Cluj și de anul acesta avem și festivalul Enescu. Și, mă rog, ne-am bucurat foarte mult că aproape toate dintre acestea au primit și un fel de patronaj al președinției României. E foarte important să promovăm lucrurile, manifestările care au valoare și sunt recunoscute ca fiind de valoare, de asemenea în comunitățile lor. TIF-ul este cel mai important eveniment cultural pe care clujenii și Clujul au reușit să-l facă și e foarte important să onorăm această capacitate a lor de a se mobiliza în jurul unui proiect de altfel foarte frumos. La fel și a crescut și festivalul de teatru de la Sibiu, deci e foarte important pentru noi să vedem că în domeniul cultural, dar și în altele, și în domeniul de afaceri, economic, social, mai multe zone din țară își mobilizează resursele foarte valoroase de altfel și fac împreună niște proiecte care sunt cu adevărat de valoare. Și asta noi vrem să încurajăm și să onorăm în același timp cu participarea noastră și cu sprijinul financiar, cu voluntari, în sfârșit, pe mai multe planuri.